Frumosul oraș de la Poalele Măgurii este gazda ediției a 14-a a Festivalului Internațional Folcloric la Fântâna Dorului. Primarul orașului, Septimiu Cătălin Țurcaș, a primit reprezentanții formațiilor aflate la Șimneul Silvaniei, ocazie cu care românii de pretutindeni își dau mâna la Șimleu, își spun păsul, schimbă impresii și leagă noi prietenii și parteneriate. Între 11-13 iulie, Cântul și Portul Românesc vor fi prezente pe scena de lângă Podul Nou. Vă așteptăm! Pentru dumneavoastră, Diana Teieru. Se organizează în fiecare an o întâlnire cu reprezentanți ai românilor de pretutindeni. Și cu această ocazie le urăm bine au venit pe meleagul românești, pe meleagurile Silvaniei și le dorim un sejur cât mai plăcut, să meargă cu amintiri plăcute și deosebite de la această manifestare. Dau cuvântul domnului primar, care va avea și onoarea să prezinte jurul prezidiului nostru. Poftiți, domnule. Da, să rămână domnișoarelor și doamnelor, bună ziua domnilor. Uite că realizez, după ceea ce spune domnul Neaga, că suntem la 14-a ediție, că putem să ne facem și buletin, cum se spune pe la noi. Vă salut cu mult drag pe toți care ați ales să fiți astăzi aici. Este o mare, mare bucurie și onoare pentru noi să avem în mijlocul nostru, în afară de cei care veniți cu drag în fiecare an, să avem toată conducerea sectorului Râșcani din Chișinău, cu care suntem înfrățiți. L-am în dreapta mea pe domnul pretor al sectorului, domnul Părin. Pe domnul vicepretor, pe domnul Meleacă, pe Adrian și Irina Mânsânci, și sigur, evident, pe cei ai casei, respectiv domnul deputat Lucian Bode, inspector general Bancea. Vă spun tuturor cu mult drag, bine ați venit, mă bucur foarte mult că acest important eveniment are loc în orașul nostru. Sigur că la un moment dat lucrurile păreau că se pot strica, dar întotdeauna ceea ce este bun facem tot posibilul să rămână. Și dacă la un moment dat am fost finanțați mai serios de către Departamentul Românilor de Pretutindeni, probabil că nu s-a putut în acest an, nu este niciun fel de problemă, vedeți, ne întâlnim în aceeași formație, dumneavoastră sunteți aici, noi suntem aici, deci lucrurile sunt foarte, sunt normale. Acest eveniment deosebit are loc pentru a 14-a oară, pentru că în urmă cu 14 ani niște oameni foarte inimoși, respectiv profesorii Neaga și clubul copiilor din orașul Șimleu Silvaniei, s-au gândit la o chestie care eu spun că n-au bănuit-o nici și că în acel moment va lua o asemenea amploare. Și români de pretutinde, am avut din Kazahstan, ca să folosesc cele mai distanțele cele mai mari, apoi evident din Republica Moldova și din statele din Bulgaria, din Serbia și din alte state mai apropiate, au venit la izvoarele Fântânii Dorului. Un lucru extraordinar, pentru că, după cum știți foarte bine, dacă avem o calitate cu care ne ducem cu fruntea sus în Europa, este folclorul, este faptul că știm să ne respectăm tradițiile și obiceiurile, un lucru care este extraordinar. Și prin tot ceea ce faceți dumneavoastră, care sunteți aici și, evident, echipele dumneavoastră, demonstrați că sunteți buni români. Cred că aceasta este cel mai onorant lucru care trebuie să ne stea în fața noastră. Și dacă aparent vremea ar putea să nu țină cu noi, pe noi nu ne interesează nici pe dumneavoastră, pentru faptul că Dumnezeu ne dă vremea așa cum dorește dânsul. Noi oricum profităm de aceste clipe în care suntem împreună și, în primul rând, ne arătăm unii altora frumoasele tradiții populare din cele mai importante zone ale țării și nu numai din afara țării. Eu vă felicit pentru tot ceea ce faceți.
Vă doresc în continuare să fiți aceiași buni români, să nu vă fie niciodată rușine de acest lucru, să nu vă fie niciodată rușine de straiul nostru românesc popular și încercați să aduceți cu dumneavoastră cât mai mulți oameni înspre această latură extraordinară cu care, după cum am spus, ne-am mândrit și ne-am vom mândri întotdeauna. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc foarte mult și mult succes în activitatea care urmează. Dau cuvântul acum domnului poetul Mihai Grigă. Nu prea de mult am semnat cu domnul primar un acord de împrățire, de colaborare, dar să vă spun sincer că acesta n-a fost un acord numai de protocol. Este un acord cu suflet, care l-am simțit prin dialogul nostru, care l-am simțit prin prezența domnului primar și echipei din Șumiu Silvanii la Chișinău, la liniile noastre. Și sunt de pentru prima dată la dumneavoastră în oraș, dar cunosc de mai de mult timp de cultura și inteligența acestui oraș. Cunosc de ospitalierea și de căldura acestui oraș. Și acum vă spun că cunosc tot din exprimarea domnului primar și n-am gândit că într-o persoană poate să fie atâta dragoste de plaiul natal care a crescut și locuiește. Și mie îmi pare bine că astăzi suntem aici și mare drag am venit ca să fim alături de dumneavoastră la evenimentul foarte important pentru dumneavoastră. Și cum am simțit din povestire, așa simt aici această căldură ca și în Leu. Și aș vrea să menționez că și orașul trebuie, cred că a meritat să aibă frunte, așa o persoană cum este domnul primar, respectul, fiindcă am văzut o persoană cu inima mare și cu suflet foarte mare. Vă mulțumesc și vom fi alături de această persoană. A mea în urmă cu 10 ani, când am luat primăria și o poză de acum, cam mult fără al de atunci, dar nu este nicio problemă, pentru că sufletul este același. Să vă mulțumesc foarte mult, pentru că deputat din ziua. Bună ziua tuturor, bine ați venit la Șimleu Silvanie, bine ați venit în Sălaș, cei care veniți pentru prima dată, bine ați revenit, vă spun tuturor, pentru că văd fețe cunoscute aici, bine ați revenit la Șimleul Silvaniei. Șimleul Silvaniei care vă va fi casă în următoarele zile. Vreau, în primul rând, să vă felicit pe cei care, prin participare, prin implicare, prin dăruire, prin perseverență, prin multe sacrificii, faceți acest festival la Fântâna Dorului să meargă mai departe. Cunoaștem foarte multe programe regionale, guvernamentale, chiar și europene, care își propun foarte frumos pe hârtie să promoveze folclorul românesc autentic. Din păcate, foarte puțin reușesc ceea ce dumneavoastră reușiți să faceți și azi, prin promovarea cântului, aportului popular, autentic românesc. Eu consider că prin acest festival, dumneavoastră, acest lucru realizați. Treceți, practic, de la vorbe frumoase la fapte. Pentru acest lucru, eu vă felicit pe toți. În al doilea rând, profit de prezența celor doi înalți demnitari din Republica Moldova. Și le adresez felicitări pentru ziua istorică pe care Republica Moldova a trăit-o în urmă cu foarte puțin timp. 27 iunie 2014, ziua în care Moldova a aderat printr-un acord de aderare și prin semnarea acordului de liber schimb la Uniunea Europeană. România, prin Parlamentul României, prin Guvernul României, prin Președinția României, a fost prima țară care a ratificat acest acord
de aderare și liber schimb la Uniunea Europeană. România rămâne, a fost, este și va rămâne un partener loial, sincer și necondiționat al Republicii Moldova. Felicitări pentru tot ceea ce faceți, felicitări pentru drumul care l-ați ales și ședere plăcută la Șimleu Silvan. Domnul deputat și domnul inspector general, câteva cuvinte. Bună ziua tuturor! Bun venit pe meleagurile sălăjene! Mă bucur să fiu și anul acesta alături de dumneavoastră. Într-adevăr, festivalul La Fântâna Dorului este un festival care se află înscris în calendarul activităților educative la nivel național. Este un festival, așa cum spunea și domnul primar, care a pornit din inițiativa domnului profesor Neaga. Astăzi ne putem mândri cu cei 14 ani în care acest festival s-a derulat la Șimleu Silvani. Sigur că acest festival nu ar fi fost posibil sau nu ar fi putut avea loc aici la Șimleu Silvani dacă autoritățile locale nu ar fi acordat o sprijinul cuvenit sau nu ar fi acordat o mână de ajutor de fiecare dată când clubul copiilor din Șimleu Silvani a avut nevoie de acest lucru. Mai mult de atâta, noi încurajăm educația non-formală, suntem alături de Palatul Copiilor din Zavel, cluburile copiilor din Șimleu Silvani și Bocceu Silvani și facem tot posibilul ca să-i sprijinim în tot ceea ce fac dânsii. Adică, așa cum se știe, pe lângă educația formală, care se face la orele de curs, educația non-formală joacă și un rol foarte important în formarea tinerilor, în pregătirea lor pentru viață. Mai mult, promovarea valorilor și a culturii și a tradițiilor populare românești trebuie să se facă continuu, să se perpetueze, fiindcă nu așa ne putem păstra identitatea, nu așa putem fi cetățeni de nădejde, indiferent în ce țară trăim. În România, în Republica Moldova, în Ucraina, s-a aflat de forțele. Eu îi felicit pe organizatori, îi asigur de tot sprijinul inspectoratului școlar și pe viitor,